este o situație care era foarte cunoscută în piață. Este bine că este un prim-ministru care pune punctul pe I și care poate este și dispus să restructureze total acest sistem, care din punctul meu de vedere este construit greșit și din acest motiv. Iată, suntem astăzi la milioane de ani lumină distanță de statele care ne înconjoară. Consultantul pe fonduri europene, Gheorghe Boeru, susține că s-a ajuns în această situație deoarece s-au semnat contracte de finanțare cu companii incapabile. Această situație se cunoaște la nivelul guvernului, părerea mea, de un an și ceva. Măsurile care au fost întreprinse sunt măsuri târzie, le-au venit prin luna martie și aprilie. Părerea mea personală este că România va pierde foarte mulți bani pe acest proiect. Au fost semnate contracte de finanțare pentru serviciile AME Postru cu companii care nu au niciun habar cu această activitate, cu companii care nu s-au gândit decât cum să câștige niște bani. Fostul ministru al muncii, Sulfina Barbu, susține că, înainte de toate, trebuie verificat dacă proiectele au fost în acord cu ghidurile de finanțare. În domeniul salarizării au fost identificate salarii foarte mari și am dispus către organismul intermediar de la Ministerul Educației, pentru că Ministerul Educației are două organisme intermediare pe Postdru, să facă verificările și să facă corecțiile necesare, astfel încât salarizarea să fie adusă în acord cu ceea ce înseamnă salarizarea profesorilor, de exemplu, în România. Trebuie să ne uităm să vedem dacă ghidurile care au fost lansate, pentru că în perioada mandatului meu nu au fost ghiduri lansate, așa cum v-am spus, atunci când au fost lansate ghidurile, dacă proiectele sunt în concordanță cu ghidurile și dacă s-au respectat prevederile de acolo. Dar asta trebuie verificat pe fiecare proiect în parte și pe fiecare axă de finanțare în parte. Asta am dispus să fie verificat.